Din păcate, studenții UVT nu își cunosc în totalitate drepturile. Iar pentru că vrem ca studenții să fie tot timpul informați corect, colega noastră, Carolina Petrachi, v-a pregătit un material despre importanța drepturilor și obligațiilor în timpul sesiunii de examene. Despre ce este vorba, aflați chiar acum! Bun găsit! Ne aflăm la o nouă ediție 100 informează. Mă aflu în sediu 100, iar subiectele de astăzi sunt drepturile și obligațiile studenților. Alături de mine este Nadia Tismănaru și ne va ajuta cu aceste informații. Bună ziua! Bună! De ce sunt importante drepturile și obligațiile? Dar ce a început sesiunea și este foarte important să fim informați corect și complet. Este foarte important să ne știm obligațiile, dar și drepturile, ca să știm să avem pe ce să ne bazăm în cazul în care ne sunt încălcate. Dăm câteva exemple de drepturi. Cele mai importante drepturi ale studenților în sesiune ar fi faptul că au șansa de a se prezenta la cel mult 3 prezentări gratuite la aceeași materie. În cazul în care un student nu se prezintă la unul dintre examene, la una dintre prezentări, va fi trecut ca și absent și nu se va mai putea prezenta în sesiunea respectivă. Avem totodată dreptul la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie. Evaluarea trebuie să se bazeze pe cunoștințele care sunt conținute în fișa disciplinei, fișa disciplinei fiind cea pe care o primim la începutul anului universitar și unde sunt conținute toate detaliile legate de disciplina în cauză. Avem totodată dreptul de a cunoaște baremul după care suntem evaluați. În cazul în care un student nu poate fi evaluat așa cum s-a stabilit la o anumită disciplină, în cazul în care acesta are o problemă parțială sau temporară de sănătate, pe care o justifică cu un certificat medical, are dreptul să fie evaluat într-o altă manieră, care însă să nu modifice gradul de cunoștințe pe care îl vrea prezenta. Spre exemplu, dacă eu am mâine un examen, numai că astăzi, nu știu, alunec pe gheață și îmi rup mâna, examenul fiind unul scris, eu voi avea dreptul să susțin un examen oral, pentru că mâna mea dreaptă nu poate fi folosită pentru a scrie. Și atunci, dacă certific faptul că am o dizabilitate parțială, am dreptul de a fi evaluată cu o probă orală. Avem, de asemenea, dreptul de a contesta notele obținute la un examen. Avem șansa la două măriri pe semestru, deci 4 într-un an universitar. Cel mai important și bine de știut este faptul că putem susține aceste măriri indiferent de numărul de restanțe. Și spun asta pentru că acum câteva zile o studentă m-a întrebat, în cazul în care am o restanță, e adevărat că nu am voie să susțin examen de mărire? Ceea ce nu este adevărat. Deci, indiferent de numărul de restanțe, putem susține examenul de mărire. Cel mai important este că trebuie să depunem o cerere la decanatul facultății, o cerere pentru susținerea examenului de mărire, care nu trebuie depusă mai târziu de 5 zile înainte de ziua examenului de mărire. Aceste măriri se susțin în sesiunile 2 și 3 aferente fiecărui semestru. Un alt drept important pe care îl avem este dreptul de a vedea lucrarea de examen. Avem dreptul de a solicita să știm baremul după care am fost corectați și verificați, da? Și avem totodată dreptul de a fi reexaminați de un alt profesor după două prezentări nepromovate la același examen. Acest fapt se poate întâmpla printr-o cerere depusă către Consiliul Facultății, iar Consiliul Facultății va decide dacă examinarea se va face sau nu de un alt profesor. Acum vreau să facem puțin altfel, să zicem că vin eu cu o problemă, reprezint un student și la începutul anului, la începutul semestrului, împreună cu domn profesor, am stabilit un model pentru examen, de exemplu test grilă. Să zicem că cu câteva zile înainte de examen, domnul profesor schimbă acest lucru.
Avem dreptul noi studenții să schimbăm înapoi în test grilă sau nu? Dacă acest aspect este prevăzut în fișa disciplinei și voi aveți deja fișa disciplinei, bineînțeles că aveți dreptul de a contesta modalitatea de evaluare schimbată înainte de examen. Și cum putem proceda? Unde trebuie să mergem? Mergeți mai întâi la domnul profesor, îi prezentați situația, îi arătați că în fișa disciplinei este prevăzut o altă modalitate de testare și atunci dânsul fie înțelege, fie dacă nu, apelați la decanatul facultății. Acum, haideți să discutăm despre al doilea subiect, despre obligațiile studentului. Care sunt acestea? Avem obligația de a prezenta carnetul de student și cartea de identitate la intrarea în examen. Avem de asemenea obligația de a nu încerca să promovăm examenele în mod fraudulos. Acest lucru poate duce la exmatriculare în funcție de decizia rectorului. În cazul în care examenul se susține oral, trebuie să-l susținem alături de alți minim 2 studenți, să fie alți minim 2 studenți în sală. Și avem de asemenea obligația de a îndeplini toate îndatoririle pe care le avem înainte de examen. Spre exemplu, dacă tu ai de făcut un proiect care îți condiționează intrarea în examen, tu ai obligația de a-l face, sau dacă vorbim de asemenea despre minimul de prezențe. În cazul în care ți se cere minim 50% prezență la curs, tu ai obligația de a îndeplini această obligație. În caz contrar, profesorul având dreptul de a nu te băga în examen și atunci să fii nevoit să recontractezi materia și să refaci. Ce se întâmplă cu studenții care nu știu toate aceste informații? De unde poate să le ia? Noi am avut și o campanie online pe drepturi și obligații. Le pot găsi pe site-ul nostru, pe pagina noastră, de asemenea în ghidul studentului le pot găsi. Și de unde putem să luăm ghidul studentului? Pot veni oricând la noi în sediu și le vom oferi ghidul studentului. Un mesaj pentru colegii care se află în sesiune? Multă baftă, multă baftă în sesiune să fie!